Dar mă, eu am sunat numai să întreb, e necesar să vină cineva, nu-i necesar să nu plec și să las fum în pădure și să nu zic la nimeni nimic. Dar ce zice, să pleca? Da, să-i dăm pace. Da, las că-i dăm. Dar spune că au făcut foc, mă, au făcut flacără, au ieșit flacără. Au ieșit flacără, am aruncat noi apă, dar degeaba că... Da, mă, câtă apă am avut, am aruncat pe el, dar n-am reușit să-l strâng. Bine. Nu se extinde. Păi eu văd că se extinde, că s-a extins, ca dar lumea. Din nou bine. Bine, bine, lasă asta atunci. Bine, mulțumesc, la revedere. Că lucrurile astea se sting, se opresc. De ce dăm alarmă în toată România? Păi eu n-am dat alarmă, deci am sunat la 112 să spunem că ia foc pădurea și oamenii ne ceartă că deci am dat... telefon. Și că el nu se extinde, vedeți că nu se extinde, chiar nu se extinde. Deci chiar nu s-a extins. Flacăra e până, dacă vă uitați unde e fumul de la flacără, e undeva acolo sus. Deci așa ajunge cam până acolo. Deci aici a fost efectiv flacără până sus. Că dacă vă uitați la cioate, cioatele sunt arse. Deci sunt arse. Și care merge și în partea aia altă la fel și se duce încolo. Partea aia de acolo n-am reușit să o sting. Și partea asta. Și partea asta de aici, dar ideea e cum o lua foc. Asta e povestea gravă. Ei dau foc. De ce? Ce ar vrea ca să ce? Ca să... Păi, doamne, tu n-ai mai văzut că așa se întâmplă în pădure. Eu așa ceva n-am mai văzut. Așa se întâmplă în pădure? Nu, nici n-am știut. Dar de unde sunteți? Că se vede că sunteți din Cluj, așa au zis, că așa habar n-aveți. Habar n-avem. Probabil televiziunea o să aibă habar cu ăla care a vorbit acum. A, bine, mă, hai, lasă-l așa, că nu ia foc pădurea. Noroc. Păi nu, măcar văd oamenii că sunt handicapați ăștia de la ăsta. Dar sper să nu iei foc, asta numai... Da, hai, eu mai înainte ați văzut că a ieșit și flacără, eu am stins-o. Dar dacă dă o flacără lângă copăcelul ăsta care e pe jos aici și începe să mohnească, nu știu cât o să iei foc, că dacă iau o porțiune, după aia prea târziu. Da, păi noi mergem, asta e România, nu avem ce face, anunțăm și nu interesează, că nu pe banii lor, și aici la fel. Să sperăm că nu se extinde. Da, uite, mă, că aici are jar pe lemn. Eu nu știu ăștia, eu cred că ăștia ar cioatele care le taie. Vezi? Probabil că ei dau foc. Ei dau foc să ascundă cioatele. Ai alertat, doamnă, tătă Sara. Uite, pe dar ce alertat, mă, că acolo arde ca lumea. Deci o ars ca lumea, mă, nu așa. Eu cred că copacii ăștia de aia dau foc ca să poată să-i taie. Să nu se vadă că i-o tăiat. Știi? Și atunci fac aici pac, tac, tac, îi taie și ascunde cu de-ala, zic, cu cenușă de asta și nu mai știe nimeni ce-a fost acolo. Uite. Uite și ăsta, zice că nu e foc și ăsta e ars complet. Și suntem în mijlocul pădurii, nu așa, în mijloc. Deci în mijlocul pădurii. Uite. Idioți. Ce faci, Lole? Unde ești? Și tu ești aici, a? Dar ce zici, ce fac românii ăștia? Îi doare în cur de ce se întâmplă. Da, bun, hai să mergem un pic mai încolo, să vedem ce găsim mai încolo. Dar ceva, îi ceva aici, nu e așa de alela. Deci ai sunat și au zis că ce dai alarmă, doamnă, la toată România? Păi de-aia ai spus la ăla, băi, domnule, eu am vorbit cu aia de la 112 ca să trimiteți pe pădurar, să verifice pe cineva din primărie, că e obligația lor, nu? Nici nu interesează.
Nu se extind, dar știe el, așa-i? El a văzut ce e aici, el știe, el deja e profesionist. Numai că aici e foc așa, acum e cam întuneric. Și dacă suflă un vânt de la mai puternic, dacă suflă un vânt mai puternic, poate s-ar putea să aibă norocul să pornească așa ca lumea. Ori fac intenționat să taie copacul, că asta arată bine, nu-i urât. Îți dai seama ce mobilă iasă la șeful din asta? Ia asta, ce înalt e, bun, numai buni. Pac, și după aia stup acolo jos, să iardă rădăcinile. Și după aia, cine știe, poate ei le dau foc să ardă rădăcinile, să cadă jos, Mara. Ce știi, dracu, știi cum e? Ce au ei manevrele lor, sigur au ceva manevre. Că vezi cum e, ori taie rădăcinile. Am înțeles acum care e ideea. Dacă vă uitați aici, ăsta a fost îngropat, de fapt rădăcina asta care o vedeți aici, a fost îngropat în pin. Ei ard pinul pe de lângă ard pinii de lângă rădăcină și dedesubt aici, bănuiesc că dedesubt aici sub, dacă ne uităm bine, copacul nu este. Vedeți? Acolo nu este copac dedesubt. Aici. Și atunci ei vor tăia de aici, de aici și de acolo. O să cadă jos și atunci nimeni nu vede că s-a tăiat copacul, că nu rămâne de aici. Cum trebuie să fie tăiat un copac. Și vor rămâne cioatele îngropate și la revedere. Exact la fel și cu ăsta și cu ăla. Pentru că ăsta e îngropat în pini, așa văd. Vezi, uite și aici. De fapt, ele sunt îngropate în pini aici. Nu merge în jos, de fapt, rădăcina. Nu în jos. Că e, de fapt, în lateral. Și văd că tot pe ăștia i-a luat. Și ei verifică care se pot tăia. Păi eu presupun, eu am dreptul să spun ce vreau. Nu prea cred că au aruncat exact la ăștia care au rădăcinile în lateral. Așa trebuie să arete un cioc tăiat. Ca și ăsta. Care e voie să-l tai probabil. Nu știu ce să zic. Da. Nu-i bine deloc. No, hai să mergem. Hai să facem o arte aici. Hai că vreau să mă. Nasol. Poate că ne panicăm noi un pic mai tare, dar... De nu m-am panicat, nici am sunat să întreb. No. Normal, e datoria ta să suni. Datoria lor e să rezolve problema. Dacă nu vor să o rezolve, nu-i fix problema lor. Da, încercăm să vedem. Nu, bine, băieți, hai că vă las. Mergem și noi să ne mai uităm pe undeva, pe ceva. Sperăm să nu ia foc.